Gaddafi dispunea înaintea începerii Revoluției de aproape 200 de avioane și aproximativ 100 de elicoptere. Forțele sale aeriene sunt învechite și par o pradă ușoară pentru piloții vestici. Cele mai noi aparate de luptă sunt supersonicele Mirage livrate de Franța în anii 70, dar din cele 32 de aparate, guvernul de la Tripoli poate conta doar pe unul. Două au ajuns în Malta când piloții au dezertat, restul fiind la sol din cauza problemelor tehnice. În rest, arsenalul aviației libiene cuprinde aproximativ 150 de avioane MiG-21 și 23 și Suhoi 22 răspândite pe cele 11 baze militare. Dar și multe dintre acestea sunt stricate. Altele au fost capturate sau distruse de rebeli și apărarea antiaeriană este tributară tehnicii sovietice, Libia dispunând de numeroase baterii de rachete sol-aer cu rază mică și medie de acțiune, dar vechi de 4 decenii. Terestru, regimul libian are aproximativ 40.000 de soldați și mercenari și câteva sute de tancuri, dar vechi.